Bună ziua, dragii mei! Bine v-am găsit la o nouă rețetă! Rețeta de astăzi o să fie una delicioasă, care se numește foietaj umplut cu mere și scorțișoară. O să vedeți ce plăcintă simplă și deosebită facem noi astăzi. Haideți să vă arăt de ce avem nevoie. Dragii mei, după cum vedeți, eu am pregătit aici pe masă cam ce avem nevoie. După cum bine vedeți, avem două ingrediente care o să iasă o minunăție. O să vedeți. Deci, atât avem, uitați-vă aici, avem un foietaj morărița care are 800 de grame și aici avem... Eu am curățat cam un kil de mere, 6 mere mai mărișoare, care au trebuit să steie peste noapte să se moaie. O să vă spun exact cum am făcut, că nu puteam să fac și să vi-l arăt a doua zi. Deci trebuia să pregătesc merele dinainte. Luăm 6 mere întreagă. O curățăm frumos de cojă și o tăiem felii, dar felii foarte, foarte, foarte subțire. Uitați așa. Așa trebuie să arată feliile. Subțire, foarte subțire. Deci am curățat mărul, am tăiat în jumate și le-am feliat. Cu cuțitul le-am feliat, foarte subțire. Am pus în bol și peste merele aia am pus... un pic de zahăr, un pic de scorțișoară și un pic de vanilie. Deci zahăr eu am pus după gustul meu. Normal la 6 mere trebuie vreo 6 linguri bune de zahăr. Deci voi atâta puneți. Eu am pus mai puțin, că știți că noi nu mâncăm așa de dulce. Dar la 6 mere cam vreo 6 linguri de zahăr să și trebuie lăsat cel puțin, vreo 5-6 ore, ca să se moaie. Uitați-vă aici cum s-o moia. Deci lucri cu ea cum vrei. De să poate îndoi. Vedeți? Uitați. O împachetez. Și dacă un măr o sucești așa cum e ăsta sucit, așa, se rupe, nu? Dar acum nu se rupe. Poți să fac cu ea ce vrea, că ea e moale și lucri cu ea cum vrei, că nu se mai rupe. Deci de-aia trebuia să fac eu de înainte mărul, ca să steie cu zahărul, cu scorțișoara și cu vanilia, să absorbe lichidul din ea, adică să iasă lichidul din ea, să se moaie, ca să poți să lucri cu ea mai ușor. Deci asta e ideea. Nu știu dacă ați înțeles cum v-am explicat. Dacă nu ați înțeles, o să vă mai explic o dată cine vrea să facă rețeta asta. Bineînțeles, o să-mi scrieți și o să... vă scriu în descriere sau o să vă explic. Și foaia n-am desfăcut-o ca să... Eu am, asta a fost congelat. Eu le-am trebuit să le las tot așa pe masă peste noapte. Am lăsat și foaia să se descongeleze. Deci tot a fost făcut de cusara. Deci a lăsat peste noapte și bineînțeles acum le facem. Deci merele trebuia să se moaie, aluatul trebuia să se descongeleze. Și acum desfacem, merele e pregătit pentru umplut. Ăsta n-are nimic, am pus lingura ca să amestec în ea. Și așa arată merele pregătită. Deci filmează așa de maro, fiindcă de la scorțișoară, are corțișoară pe ea. Și puteți să stoarce și jumătate de lămâie să nu se oxideze. Deci puneți 6 mere, 6 linguri de zahăr, un plic de vanilie și jumătate de lămâie. Și lăsați acolo să steie până să moaie. Când s-o moia, puteți să folosiți în aluat, în ce vreți, că este extraordinar de bun. Și acum eu o să tai aluatul, să scot din pungă. Acum nu știu cum o să lucru cu ea, că ea a stat foarte, foarte mult, că ea era congelată și a stat... să se descongeleze. Acum să vedem cum lucrăm cu ea. O să, am pus și planșeul aici. Ăsta o să luăm
Și o să iau și asta și duc o... Tu poți să filmezi, Mihai, că eu duc o... să șterg masa, că... să fie curată. Bună ziua, dragilor! Și dacă vreți, puneți scorțișoară, dacă nu, nu puneți. Depinde de gustul fiecăruia. Deci am înțeles că ai pus more, nu? Ai pus scorțișoară. Am pus? Da. Am... Ce mai faceți dumneavoastră, dragilor? Cum stați cu sănătatea? Cu cei dragi, mai scrieți-ne cum sunteți, ne bucurăm că ne scrieți comentarii, așa de faină, vă mulțumim din suflet, sunteți oameni deosebiți. Sunteți puțin, dar buni. Da. Avem foaia păturată, așa separat, sunt două foi într-un pachet, care sunt așa ambalate, uitați, cu nylon, are din jos. Știți că, dar mă gândesc că toată lumea a mai folosit măcar o dată, a luat de foietaj. Mie îmi place foarte mult, vă spun de ce îmi place foarte mult. Știți de ce? Fiindcă e foarte bune. Se desfac, se topesc în gură și plus de aia se lucră cu ea foarte ușor. E gata, făcut. Nu mai trebuie să te chinui cu aluatul și nu ți iese așa de bun. Așa că cu asta se lucră foarte ușor. Noi folosim foarte des aluatul, că ne place și mere foarte rapid. Noi știți că suntem adepte a rețetelor rapidă. Noi nu avem rețete de ore, două ore. Așa că noi totdeauna ne place să avem ceva rapid și bun. Așa că și de data asta ne-am orientat să facem ceva bun. Și acum văd că... Hai să văd... Da. Uitați. O dezlipim un pic, o las pe nylon, că o să vină tăiat, o ajut să nu să... O luăm așa, vedeți că se dezlipește și o pun înapoi. Că lucrăm pe folia asta, că o să vedeți cum lucrăm cu ea. Și le tăiem așa, le tăiem așa de două degete. Două degete, nu, am ales mai subțire. Mihai zice că da. Nu, subțire. Unii de trei, ce are ceva, dar... Aș mai mare. Bine, dar nu știu cât o să-mi iasă, știi? Te trebuie să le fac egale, nu să le fac aiurea. Cam atât. Hai să le tăiem în felul ăsta. Vedeți? Așa. Fușii așa de două degete jumate de-a mea, de-a de voastră, nu știu. Cam de 2 cm. Nu? Atât are aici. Nu are mai mult. Are? Nu, hai să zicem 3, de 3. 3 cent. Da, cu pas, să nu faci de 4. Deci am văzut că e început. Deci de la 3 ajungem la 4-5. Acum, nu, dragii mei, nu o să fie egale, nu o să fie perfecte, dar ne străduim cât putem să o facem de 5. Așa? Vedeți, aici era ruptă și s-o lipi, dar nu-i nimic. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mă zice să 3 aici, sau cât? Așa și aia am 2. Nu ții așa un pic de ăsta, da, să mișcă. Da, să vezi degetele mele. Să stai degetele. Asta e frumoasă. Deci nu pune degetele că le tai. Și după ce le-am tăiat, vezi, le-am tăiat și... Le-am tăiat așa fâșii. Acum, să vedeți cum facem. Tragem merele. Și...
le punem așa. Deci pe o foaie numai, nu pe aia tăiată. Nu. Uite, așa le punem. Una peste alta puțin, câte puțin. Exact. Deci ea e tăiată felii și am spus, o să vină pus așa una peste alta. Până în capăt. Să fie mai mult în ea, nu are și sămânță. Dar știți cât e de bună? Mamă! Așa o aromă bună are. De vanilie, de scorțișoară, de boar. Nu vreți să simțiți cum miroase. A, eu am vorba asta, nu mai spus cineva, că vrea să simte. Atât. Ai văzut? Și acum... Cum rulez? Da. Păi poți să rulezi, Mihai, cum vrei tu. Vedem și o să strângem mai tare, că poți. Dacă trebuie să intră și în ăsta. E că le tăiai pe jumate, erau mai... Sunt prea groasă așa. Nu știu, dar trebuie să intre. Trandafir. Păi, asta e. Și da, am pregătit aici o tepsie din asta de brioșă. Ei, să intre acolo. Da, trebuie să intre aici. Da, așa, da. Vedeți? Tai pe jumate, nu mai intre, e prea mic. Da. Și foarte uitați, bine. Așa le facem. Doamna Margaret e specialistă, doamna Margaret. Doamna Margaret le... Flori, dacă ai avea să colorant, că o să le vopsești. Nu roșii. Mai vorbi, aiurea. Da, vreau să vă povestesc, până că asta e, trebuie un pic de migăleală, dragii mei, dar ce să facem, asta este. Le punem așa pe rând, ați văzut așa, cum v-am arătat, una câte una, una peste alta, așa trebuie pus. Și... Deci vedeți cum se pune, așa puțin una peste alta. Cam până la jumătate aproape. Da. Vreau să vă spun de rețeta asta. Cu siguranță o să vă placă. O să vedeți ce fain o să iasă. O să iasă extraordinar de faină. Ca un trandafir. O să vedeți. Și e foarte, foarte ușor de făcut, dragii mei. Foarte ușor de făcut. O să vă placă cu siguranță și puteți să încercați oricând. Eu rețeta asta am făcut-o când eram la lucru și făceam aperitive pentru evenimente. Și asta le aveam în aperitive. Și foarte, foarte multe o des o făceam, că îi plăcea și la nevasta lui șeful. Prăjiturița asta. Cum arată așa, da? Pe când da, da, la gust, așa, ca mere. Eu nu mă topesc după mere, dar deci o să vedeți ce o să iasă. Dar puteți să... Eu am făcut-o numai cu mere, dar mă gândesc că se poate face și cu altceva. Dar merele, știți că este sănătoasă și foarte dulce. Și, na. Se poate lucra cu ea, știți că da, merele dacă nu călești, ea stă țapăn, deci stă tare. E un fruct care e tare. Dar uitați ce moale e cum. V-am mai arătat și nu-i mai nevoie să vă arăt. Uitați-vă aici cum lucru cu ea și nu se rupe. O doi cum vreau eu. Deci asta nu-i călit, da. Mărul. Nu-i călit, nu. E numai o stat peste noapte în... Zahăr. Și ce frumos o să fie. Și ce bunătate. Ăla ultimul lasă, scoate afară. Dar la ultimul tot timpul pică, că o împinge, știți, de aia pică. Nu trebuie pus chiar până în capăt, în capăt. Uitați, vedeți? Așa trebuie să arate. Mamă, mamă. Ce mai mamă? Ce ai? Și merem în continuare. Uitați,
În continuare, punem tot așa, așa trebuie făcut cu fiecare în parte. Deci, trebuie clădit frumos, tăiat fâșii, cât, bine, dacă vreți, puteți să faceți mai groasă. Asta e a treilea trandafir, boboc de trandafir. Ea le aranjează. Știți că mie îmi plac florile, nu? Da. Mă la domnul Mihai îi plac florile. Plac trandafirii care miroase puternic. Și alealte, nu. Avem o sămânță. O sămânță de măr. Mai puțin, dragilor, și vine primăvara. Stăm în curte. Nu mai stăm. Vine natura la viață. Da, abia apuc să-mi iasă florile să vă arăt. Eu am zambile, am lalele. Vai, ce fain e dacă... Bine, dacă iese și înflore. Da, da, da. Bine, zice Mihai, eu am, dar nu știu dacă iese sau nu. Că am lăsat în pământ, știți? Și că lasă în pământ. Și atunci... Dacă e îngheață, vedeți că la tepsie n-am pus din jos foaie, că nu trebuie. Nici ulei nu trebuia. Nu trebuia. Ăsta i-a luat uns. Nu bine, dar... Și așa, continuăm până... Ei, n-am gătat povestea. Am gătat povestea, Mihai. Deci, la doamna îi plăcea foarte mult. Asta. Foarte mult îi plăcea asta și tot îmi zicea Maria, când faci rulourile, trandafirii, că noi ziceam trandafiri, să-mi las și mie să fac mai mult, că să aibă și ea, să ducă acasă, să aibă să mânce. Deci trebuia tot timpul făcut porție dublă, că îi plăcea foarte mult. Vă spun avea sincer. Avea copii. Cum să nu? Avea un băiețaș. Și la copil. Da, la copil. Copilul era micuț, da? Nu știu. Păi nu știu dacă mânca și copilul sau nu. I-am zicea că pentru ea, nu pentru copil. Făcea să fac porție dublă, că trebuia și pentru ea. Îi plăcea foarte, foarte mult. Deci era preferatele lui doamna asta. Asta am făcut-o cam sus. Ce trandafir lasă acolo. Am pus cam des. Lasă că e mai boboc, mai da, la nu s-o deschis prea repede, s-a înflorit prea repede. Deci, vedeți, uitați. Mai avem, hai să rupem asta, să luăm. Mai avem doi și apoi mai trebuie să împart aluatura. Pe păi normal, că mai avem un aluat, mai avem, dar ala, cum să nu? O să tăiem, da, să umplem tava aia, normal, și o să vedeți cum. Tot la fel vine și ei a făcut. Da, dar mai lateți, că o să tăiem, da, un pic mai, ca să fie egale, trebuia să fac, aici am făcut 7. Da, de ea 6-6. Și 6-6 trebuia, da, trebuia să numărăm înainte formele și după aia să... Lasă că alea o fi mai mare, o fi mai... Ăla le mânc eu. Boboci mai mari. Noi glumim, dragii mei, că o să-mi spuneți că Margaret, tu mânci cam mult. Da. Da.
o să ne ajungă merele, că am, v-am spus, 6 mere mari, mari le-am curățat și le-am tăiat așa felii subțire, m-am străduit să le tai cât de subțire, acum cu mâna le-am tăiat, nu cu mașina, că dacă aveți mașină din aia de tăiat, că este un fel care vi-l feliază, știți, cu aia le tăiați perfect, astea a mei este tăiată cu mâna și na, normal că cu mâna niciodată nu tai ca cu mașina, e ceva normal, nu? Dar dacă aveți mașină, vă iese feliile mai perfecte. Deci nu ca ale mele. Ale mele tot e făcută cu repede înainte. Important să fie bune. Da. Uitați-vă de aici. Frumoase, frumoase, dragi. Uitați. Foarte frumoase. Așa. Na. Acum... trebuie 5. Alea tai mai... Da, așa. Alea le tai un pic mai. Punem merele. Și după cum vedeți, dragii mei, am desfăcut următoarea pachet, deci că-s două într-un pachet și un pic e rupt aici, n-am ce să-i fac, știți că ea e congelată și după ce, dacă pui mâna sau ăsta, se rupe. Acum așa a fost, eu n-am rupt-o, uitați, dacă trag un pic, se desface. Na. N-are nimic. Dar n-are nimic, o să... deci... eu am tava, arată-te rog tava, aici e tava asta de brioșă, care are 12 locuri, nu? Și aia am tăiat-o în 7, trebuia în 6 să le tai, eu am tăiat-o în 7, n-am numărat, dar nu e nicio problemă, o să din asta fac mai mari și fac 5. Și cam asta le tăiem așa mai groasă, mai lată, asta are acum 6 centimetri, nu? Nu are 6. 5. Da. Așa. Ia, mă, buni. Da, o bune are. Da. Așa e eu. Așa, asta un pic e mai lat, văd și eu, nu e o problemă. Vedeți, n-are nimic. Și o lăsăm așa mai lată și încercăm să... am tăiat-o în 12 bucăți, în toate. Vedeți că nu-i tăiată bine, uitați. Că am zis să nu mă apăs să tai foaia. Uite, de când tragi un pic, ea se desface, uita. Așa. Și procedăm la fel, până să umplă tot. Deci, ați văzut din două ingrediente, uitați, stați să facă, să vedeți ce iese din ea. Stau să iasă mai frumoasă, cred că o fi mai mare. Asta o fi mai înaluată, aia o fi mai cu mere. O fi trandafir dublu. Da. Cu miros... puternic. Puternic. Așa de zice Mihai. Corțișoară. Și, da, miroase trandafirii și zice către mine că ăsta are miros mai puternic, ăsta nu. Ăsta, tot timpul el mirosa florile, da. Și îi zic, mie nu-mi pasă de... adevărul că da, e adevărat, să miroase, e, da, e special. Dar mie îmi place culoarea și... că, culoare formată, tot, da. Deci eu nu pot să fac, să zic că numai ce miroasă îmi place. Nu, mie îmi place orice flori și aia de pe câmp îmi place. Mie toate, da, florile care miroase, mai ales puternică, speciale. Trandafirii care au miros, uite, liliacul, da. Crinii... ce mai miroase așa frumos, puternic. Vezi și lalelele sunt frumoase, dacă nu au miros... vai, dacă vedeți la vară, dacă Dumnezeu n-o să înghețe și o să desfacă florile care le avem noi în ghiveci, că noi avem în ghiveci pus, că n-am loc. Știți că eu nu am loc în curte mare, eu am curte mică, mică, mică și... vedeți că ăsta e mai balșoi. Da, e mai mult a lua. Am curte mică și nu pot să, că dacă eu aș avea loc, aș pune peste tot numai pom și flori. Ăsta vreau să spun, dacă mari, dacă vrei. Vezi că ăsta nu s-a așa în afară. Le pui mai pe margine ca să... știu, dar știu. Petalele. O aranjez eu la urmă. Lasă, da. Că încă nu-i gata, că mai vine și uns cu o peste, deci nu... să fie petalele un pic afară.
Uite ce frumos arată astea. Și ăla e mai egal, vezi? Acum nu le faci pe toate la fel, Mihai, mă lasă în pace. Să vadă petalele alea. Se vede petalele, nu-ți fie frică, că se vede, că vine, mai vine aranjat, că nu... Pe ea este care sunt mai mari, care sunt mai mici, că acum aia fac. Aia nu contează. Iar e, știi tot. Acolo, la exterior să fie... Așa, vezi cu ce fain o să arate asta acum? Numai asta. Gata. Gata. Dar așa de ușor să rulează, credeți-mă, foarte ușor, foarte ușor. Ați văzut că una, două-s gata, până le pui. Uite, deci ea poți să desfaci, uite așa, vezi? Da, e petalele afară. Pă, Mihai, petalele le interesează. Ține telefonul, te rog frumos. Da, aici e telefonul. Arătăm pe doamna Margaret. Nu pe Margaret, arată aici să vadă păi... cum le pun ca să... Da. Cine vrea să le facă, să știe să le facă. Pe le aranjează cum... Nu, că trebuie pus așa, într-un fel, că... Unul peste altul, așa, și să fie un pic afară, un pic, nu foarte așa, mult. Așa, așa, mai puțin. Da, punem... Vârful să fie afară. Deci, mi-ai să punem mai puțin. Păi să ajungă, le ajunge așa. Că mai am da. Aici, da, normal. Mai pe două să pui. Păi nu-i bai că mai am, dar se vede că mai am. Asta e frică la Mihai că nu ne ajunge. O mâncăm, nu? Ce fain e, am gustat din ele. Ai mâncat deja, de aia nu mă ne ajunge. Că el a venit și le-a mâncat. Foarte bun. Mai avem două. Dar ce frumos e la vezi. Imediat suntem gata și acum o să vedeți cum... Am filmat aproape toate când le-am pus, ca să vedeți. Deci nu mai avem foarte mult, mai avem asta și încă una și suntem gata, o să vedeți. Și un cu ou și o să punem în cuptor, care cuptorul o să încălzim. Cu albuș sau cu ou întreg? Cu un ou întreg, să unge, nu cu albuș, cu ou întreg. Bă, nu, nu știu cu ce e mai bine. Iară, ou întreg trebuie, nu gălbenuș, nu albuș, nu nimic. De găină sau de rață? De gâscă. Știți că, da, aia de gâscă nu prea se folosește, dar... Noi am folosit, adică am folosit... Năștruț! Eu nu știu ce făcea bunica mea, că ea le folosea și aia de gâscă. Na, vezi? Ai zis că nu ne ajunge. Ai văzut că ne ajunge. Da, uitați cum arată. Mamă, mamă. Mamă, mamă, una ce mai frumoasă mamă? Ca alta. Da. Da. Cele mai frumoase flori sunt în București, cele mai frumoase fete. Elenuțe Margarete. Cum le-a întors. Asta nu-s Margarete, astea-s trandafiri. De la Moldova, băi, cu duce Loredana. Trandafiri de la Moldova. Te-aș iubi, dar nu știu vorba. Lunca, lunca, iarba verde, ce-am iubit nu se mai vede. Ce-a fost verde s-a uscat și eu am rămas neînsurat. Doamne, ai dat un baltă. Da. De-aia face așa, le lungește. Trandafir de la Moldova, de la Moldova, băi!
Te-aș iubi, dar nu știu vorba. Frumoasă e muzica, mie cel puțin mă place. Îți dă o stare așa de bine, mai... Orice muzică e frumoasă după mine. Aproape orice melodie. Adică orice muzică e frumoasă depinde de melodie. De... Nu. Acum... Repurile alea mie nu-mi prea plac. Alea e vorbăie, nu-i melodie. Uitați-vă aici, ne-au mai rămas și mere pentru Mihai să mânce. Mai avem puțin cu siropul ăsta. El poate să o mânce, o beie, că noi cu, eu cu Miri nu. Și acum las-o aici în fața mea, că vezi că eu aia n-am pregătit, dar nicio problemă. Că un ou. Un ou batem, iau pensul la unghi și... Până atunci și dăm drumul la cuptor să se încălzească până eu, până mai este numai bine să încălzește cuptorul. Și revenim. Am pus un ou întreg, am spart aici într-un boluțul ăsta, am luat o furculiță să batem bine și am luat și pensula, am pregătit aici. Uitați. Foarte ușor, să nu treci. Mă, tu nu m-a învățat pe mine, că știu eu. Și-a luat răbdare. Să nu stric. Doamne, miai, ce-i cu tine? Treci florile. Cum să strâc? Petalele. Da. Lasă-i stai în sus. Să vedeți ce frumoase ar fi. Trandafirii noștri dragi. Noi facem trandafiri înainte să vină primăvara. Da, aducem noi primăvara. Da. Vă aducem în casele dumneavoastră primăvara, dragilor. Pregătiți-vă, a venit primăvara. Da. Dacă am avea colorant, ar fi... Ce să faci, mă, cu colorant? Faci, Doamne, mia... Un rând de roșii, unul de galben, unul de... Curcubeu. Alb. Deci că ești mai... Da. Miri nu zice de ce curcubeu, numai tu. La 60 de ani, curcubeu. Dar zice... Da. Deci vedeți acum pe Mihai. E ca copii, vrea curcubeu la 60 de ani. Nu curcubeu, mă. De câte culori are curcubeu? Nu știu, nu? Câte nu știu. Da. Ai, 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 ai. Așa, lateral aici. Așa. Lateral. Pe cât o rămâne. Păi da, că, dar nu ia mult. Facem ratotă. Omletă? Ratotă. Știți ce e ratotă? Omletă. No. Asta nu știu, ai pus? Cum nu-i uns, Doamne? Deci atâta îți place să mă nebunești. Așa. Dacă nu mi-s atent, rămas unul. Da, o rămas unul. Fără ou. Asta de unde e o pica? Lasă acolo, pune eu. Punem în vârf. Așa. Deci așa arată, cuptorul s-o, am dat drumul deja să încălzește, am uns-o cu ou. Acum o să introducem în cuptor, o să punem la 190 de grade, 200 și lăsăm 15 minute, cam așa. 15 cuptorul nostru, da. Și când e gata, revenim și vă arătăm cum arată. Dragii mei, uitați așa arată trandafirii noștri, care, bineînțeles, noi am lăsat să se răcească.
că nu puteam așa fierbinte. Și acum o să le scoatem din... Uitați-vă aici cum arată, să vede, uitați, așa arată. Le punem aici așa pe o farfurie. Uitați ce ușor iese, uitați ce fain e făcut. Uitați-vă aici, așa arată și din jos. Și le scoatem fiecare și le punem. Ce trandafir frumos, Dumnezeu. Ai, super! Da? Da. Dar ce miroasă de fain! Da. Le-am scos, acum punem un pic de zahăr și pudrăm. Am zahăr aici. Nu punem foarte mult, un pic așa de... Pe vârfuleț acolo, pe... Da, ce nu? Petalele alea. Nu prea merge zahărul. Dar nu știu de ce nu merge. E mai umed, doar. Atât. Eu zic că arată bine. Ce să vă spun, mie îmi place. A ieșit foarte, foarte, așa de fain miroasa vanilia, amăr, miroasa sărbătoare. Scorțișoară. Ați văzut? Din două ingrediente, dragii mei, din două ingrediente. Uitați-vă aici ce iese. Eu zic că arată bine, de gust nu se discută, că e ceva... Să faceți și voi, da. Neapărat. Vreau să... Mamă, uite cum se desface, wow! Wow, ce fain e! Ai mai pus una? Mi-ai pus una, vreau să arate mai frumos, mai bogat. Vreau să fac o poză splendidă. Să zic că YouTube-ul, bă, cine a făcut trandafirea ăștia? Doamne, mi-a atat! Da. Foarte bun. Hai să mai pudrăm, că aia n-are zahăr. Așa. Acum are zahăr, pot să punez. Foarte bun. Am gustat, dragii mei, este extraordinar. Are un gust nemaipomenit, arată într-un fel, merită să încercați, să vedeți ce bunătate lui. Ați văzut, nu aveți nevoie de mare lucru, poate oricine să o facă, să încerce și să-mi spuneți dacă e bună sau nu. Deci... Dacă gustați, după aia... Uitați, dumneavoastră vă oferă asta, uitați ce frumos, ce mare îi. No, ce fain arată. Uită-te aici, exact zici că e adevărată. Veniți cu noi să vă dăm câte un trandafir. Foarte fain. Așa că nu rămâne decât să vă urez poftă bună, să încercați și voi rețeta și să-mi spuneți dacă v-a plăcut. Și dacă o meritați să o faceți sau nu. Din... Deci eu v-am spus, nu ne lăudăm, dar adevărul că noi vă facem rețete simple, simple. Frumoase și bune. Da. Și asta este. Vă iubim, dragilor. Da. Eu îmi iau la revedere. Să fiți iubiți. Poftă bună și vă spun la revedere.